Eu pașaport meu am făcut pentru că viză trebuit. Acum 3 ani eu n-am știut că în Moldova s-a pornit procesul de integrare, integrare europeană. Acum am 2 pașapoarte și unul de pomană. Ei bune, prieteni, mi-am permis luxul unei cântări. Fedot îmi spune, începe o scurtă ediție Emisiunea Lumina la un subiect care pe mine puțin m-a înfierbântat. Deci poate ați văzut și dumneavoastră la știri, ați auzit de interpreta Irina? Irina din Malformația Lume. Deci acum ea se judecă la drept vorbind cu consulatul României de la București la Chișinău. Deci cum a fost situația, pe scurt vă explic pe știri. Irina mergea simplu pe drum cu pașaport românesc în mână și spunea: mă, deja în Moldova s-au pornit reformele, deja este Wi-Fi în parc, de ce să nu mă lepăt de acest document banditesc a statului imperialist? Ha! Și să las la consulat. Se apropie ca un cetățean simplu domol de consulat, spune: eu mă lepăt. Aici, хе, не то-то было, блин, cu românii nu așa simplu. Apar 2 sau 3 în jur de 4 echipaje, bine echipate, casteturi în brațe, totul pregătit. Doamna Irina, spune unul din români, noi nu vă lăsăm așa, prostă tehne. Nu vă lăsăm. Și în genunchi, blin, ei, echipajele s-au pus în genunchi, blin, și-au impus-o să ia pe suport românesc, blin, și să plece de acolo. Irina, ființă blândă și practic de natură femeiască, nu a rezistat acestei tentații, acestei sforțări, blin. Prin urmare s-a întâmplat o meteahnă primejdioasă, blin, în fața ei, dar nu putem așa să acceptăm. Și aici mă gândesc, hop, sop, sop, calm, calm. Îmi zic mie, zic la echipă și noi ne-am adunat și ne-am gândit cine ar putea să stea la mijlocul acestei provocări. Cine ar putea să ia locul Irinei pe scena politică? Cine ar vrea să o înlăture pe Irina din formația lumii și să cânte în locul ei? Hai, hai, că răspunsul e ușor, e la voi acum pe limbă! Domnica Cimortan ar vrea să ia locul! Băieți, atenție! Nu e de jucat cu femeia. Femeia este ca și umbră. Dacă te bizui pe ea, te pălești de perete, blin! Mulțumesc mult că m-ați ascultat, sper această teorie măcar undeva să ajungă la știri. Pe final, blin, am vrut să vă spun papa, dar vă zic o mare bucurie. La noi s-a încălzit e mai eu. Deja purtăm maică, давай, счастливо, ребята!